Deci am plecat să găsim plăcinte și am găsit unul din cele mai faine drumuri din județul Cluj. Uliu, uite, nu uliu, ce fain. Bine, nu-i perfect ca Stelvio Pass-ul sau Gros Glockneru sau o tură cu motorul prin Mongolia sau prin Nepal, nu mă înțelegeți greșit. Și m-am temut să nu fi rămas albina liberă prin cască. Cine reziste 2 minute primește 200 de lei. Asta îmi zice și Iulia de câteva ori pe săptămână. După o rețetă de la femei din sat, combinate mai multe rețete, în așa fel încât să fie făcute destul de bune. Rețete veche. Da. Da. Multe rețete. Pentru care sunt recunoscător că motocicletele nu au geamuri și nu sunt închis. O să fie foarte distractiv drumul înapoi spre casă, la mai ales cu mațele mele. Și salutare internet și bine v-a regăsit cu bine Alex pe motor aici. După vorba veche din bătrânii României care zice la război înapoi la plăcinte înainte, astăzi mergem în satul, în comuna Bobâlna. Probabil ați auzit de ea și dacă nu ați auzit, vă zic imediat și de ce ar trebui să fie auzit. Dar asta e mai puțin important. Mai important este că astăzi se desfășoară a doua ediție a festivalului plăcintelor la Bobâlna și... Nu știu dacă ați observat până acum istoric din clipurile mele, dar mie cam îmi place mâncărica și una din mâncăricile mele preferate sunt plăcintele, de orice formă și fel. Nu știu ce plăcinte o să găsim astăzi, de ce formă și de ce fel, dar nu contează, e festivalul plăcintelor, desigur o să fie plăcinte bune. Și dacă sunt plăcinte bune, merităm să fim și noi acolo alături de ei. Astăzi sunt eu pe motorul Heidi, pe care bine o știți deja. Și aici lângă mine îl avem pe Costin, care depășește prin dreapta. Numai așa pentru efect cinematic. Hai, să mergem, să ținem banda doi ocupată. Bun, noi mergem la Bobâlna astăzi. Probabil ați auzit de ea din cărțile de istorie, pentru că acolo a avut loc răscoala de la, ghiciți ce, Bobâlna. Într-adevăr, răscoala de la Bobâlna din 1437, dacă mi-aduc bine aminte. De acolo s-a declanșat, dar dacă știți mai bine că istoria mea cam scârție din punctul ăsta de vedere, puteți să mergeți jos în comentarii să-mi lăsați povestea întreagă, dar da, e un loc istoric. Acolo ar trebui să vedem și un monument al răscoalei de la Bobâlna, satul ăsta. Op, așa, calea ferată, grijile. Dar da, scopul nostru mai puțin astăzi este să mergem din punct de vedere istoric, e mai mult să mergem din punct de vedere plăcintistic. Hai, op, așa. Deci da, noi acum suntem în Cluj-Napoca, ne pregătim să ieșim în direcția nordului, adică vom lua din Cluj-Napoca spre Chinteni. Hai. O vom lua din Cluj-Napoca spre Chinteni. Și vom merge așa, cred că vreo 60 de kilometri, aștept să se conecteze GPS-ul, telefonul la motocicletă, să ne apară în bord. Dacă am vreo 60 de kilometri, sunt din Cluj-Napoca până la Bobâlna. La ora 10 a început petrecerea acolo, am zis și noi că plecăm la 9, dar nu am reușit, dar o să ajungem și noi în jur de ora 11, salutare colegul, și o să vedem ce plăcinte exact o să găsim acolo. Dar da, drumul duce în direcția nord, din Cluj-Napoca, practic mergem paralel cu drumul european care leagă Cluj-Napoca de Dej, am fi putut să mergem și pe acolo, pe la Dej și după aia din Dej să facem o stânga, dar nu am făcut asta, am zis că mergem întâi pe ruta scenică acum dimineață, mai puțin tranzitată și o să vedem mai încolo în decursul zilei, la final, după ce ne mâncăm plăcintele poftelor inimii noastre, sau inimilor noastre, na, cam asta e, noi acum ieșim din Cluj. Ce să zic, apă, paie și bătaie, drum bun nou, mersi că sunteți aici, dacă sunteți aici și vă plictisiți până ajunge la plăcinte, nu uitați să plesniți și butonul ăla de abonare, poate dați și un share către prietenii voștri. Da, hai, să mergem. Se pare că avem o bucățică de asfalt nou pe aici, în direcția asta Chintenelui, Valea Chintăului, zona asta. Trebuie avut un pic grijă, deși pare că îs nivelate burile de canal. Da, totuși trebuie avut un pic grijă să nu le fi scăpat vreuna și faptul că, uite, fiind așa negru asfaltul, nu vezi chestiile pe asfalt, nu vezi mizeria de pe asfalt, deci trebuie un pic de grijă pe aici, în general, da, trebuie un pic de grijă pe aici, că e zonă tot așa cu animale lăsate libere și, uite, cu praf nisipul pe aici.
E o zonă cu animale lăsate libere și unde sunt mai cel mai utilaje agricole, mai scot pământ, nisip, se mai revarsă de la ploi și de astea. Deci ar trebui un pic avut grijă pe aici, nu mers foarte tare, mai ales că nu știu cât de bună e aderența pe... Cred că ăsta e stratul de asfalt dinainte de stratul de uzură, nu? Poate știți voi mai bine, îmi ziceți în comentarii. A, ba nu, uite, cum marca și benzile de biciclete, deci e turnat și stratul de uzură. Da. Oricum, zonele pe care o să mergem azi, dealurile astea ale Transilvaniei din direcția asta sunt foarte faine. Noi am mai fost în câteva tripuri trecute prin partea asta a județului, dar oricum niciodată nu mă plictisesc de ele. O să trecem și pe lângă niște lacuri pe acolo, pe la Chinteni. Deci e foarte fain traseul de făcut oricum și până acolo, mai ales pe două roți. Se pare că o cam trecut perioada dealurilor înverzite, dealurilor arderenești înverzite. Tot e extrem de frumos, nu zic, nu, mai ales dimineața, într-o dimineață de asta recoletoare pe aici, prin Ardeal, prin podișul Transilvaniei. Dar observați că nu mai e atâta verde, deja e mult auriu, mult maroniu, s-o cam uscat. Da, am și avut perioade secetoase, e clar, au fost căldurile astea, cum au fost în final de iunie și început de iulie, prima parte a lunii iulie. Foarte puține ploi au fost în lunile astea două, deci n-ai de înțeles că s-o cam uscat vegetația. Parcă așa, înțeleg, adică mi-e logic ce s-a întâmplat, dar parcă totuși mi-e dor de dealurile astea înversite pe care le aveam și le-am văzut împreună la început de primăvară pe aici, pe lângă Cluj-Napoca. Dar na, asta e viața, asta e ciclul naturii. Nu avem ce face. Drumul e destul de bun, uite, intrăm în Deușu, cred că mai avem un pic până la Chinteni. Sper că mergem în direcția bună, ar trebui să trebuie să verific de ce nu mi se leagă navigația la motocicletă. Dar drumul e destul de bun, nu e foarte multă mizerie, cel puțin nu momentan. Am avut o porțiune de asfalt nouă în partea aia la ieșirea din Cluj imediat. Aici e asfaltul vechi. Ah, da, e bine, știu zona. De fapt și de drept știu curba asta. Am avut o porțiune de asfalt nou, aici e asfaltul vechi, dar e bun, nu știu, sunt găuri. Nu e foarte multă mizerie, câte o balegă și niște bolovani pietricele pe aici, pe acolo, dar cam atâta. E perfect pentru o plimbare relaxantă de duminică dimineață. Dar priveliștile prin partea asta sunt uimitoare, aș putea să zic. Da, ce frumos e totul de jur împrejur. Dacă mai era și verde, era perfect. Ce curbe mișto de părăs pe aici. Și asfaltul încă pare destul de bun. Numai grijă mare, uitați-vă și întrușorul ăsta de bitum de aici, din mijlocul drumului. Ăsta e periculos dacă calci cu roata, mai ales pe căldurile astea. Mare grijă la el. Dar uite ce curbe faine avem pe aici. Pa! Deci am plecat să găsim plăcinte și am găsit unul din cele mai faine drumuri din județul Cluj. N-aveam nici cea mai mică idee că drumul ăsta există pe aici și așa de fain. Da, mă, ce fain e și încolo. Superb. Trebuie să am grijă la curbe. Și nu pot să mă uit tare mult în stânga, dar drumul e extraordinar de fain, a fost extraordinar de fain. Hai, du-te, hai, vrei să depășești pe curbă, hai. Așa. Și am trecut pasul ăla mic sau ce au fi fost, dar au fost foarte, foarte fain. Și mă distrează că nu știam absolut deloc de el. Deci e bine de știut că avem un drum de ăsta așa fain cu twisties, chiar așa aproape de Cluj. Că suntem la 20-30 de kilometri de Cluj-Napoca. Foarte fain a fost.
Mare lucru dacă nu o să ne întoarcem înapoi tot pe aici, tocmai ca să mai facem drumul ăsta încă o dată. Uite, iar avem twisties. Acei de păr la coborâre, logic. Ce urcă trebuie să și coboare. E bine marcat, asfaltul e bun, e destul de curat. Cred că o singură piatră am simțit că am prins la roata la din față, dar cam atâta. Uite, aici mai sunt câteva pietricele pe marginea drumului, de aia m-am încadrat și așa mai central, în mijlocul benzii. Dar de fain a fost chiar super, super, super fain. Uite un uliu, uite un uliu, uite ce fain, uite ce mare. Wow. Sau șorecar, cred că era șorecar, nu uliu. Dată foarte fain a fost. Trebuie tot timpul să faci. Nu se poate să treci pe lângă ei, să-ți ceară și să nu faci. Sincer, sincer, sincer. Și mai avem 10 km, 12 km până la Bobâna și iar dăm de un drum de ăsta twisty. Să vedem ce avem aici, o cârpă și niște jec de drum. Iar trecem ceva pas de ăsta, peste un deluț. Și iar dăm de un drum de ăsta. Fai numai că aici e un pic mai multă mizerie și trebuie avut un pic mai multă grijă. Văd că sunt mult mai multe pietre pe marginea drumului, la aia mă refer. Uite și pe drum aici, opa. Nisip, ai grijă, Costin. Ah, mai avem câteva. Crezi că se termină, dar am văzut indicatorul, că mai vin două curve succesive. Da, uite aici. Deci n-am ajuns încă pe vârful pasului. Eu zic pas în ideea în care e o trecere peste un deal de asta. Nu că ar fi ceva pas cu nume cunoscut. Dar ce fain e și pădurea pe aici. Curbă deosebit de periculoasă. Opa, și avem o intersecție, stai, 50 de metri la stânga și avem Bobâna, 10 km, deci noi mergem la dreapta spre Bobâna. Așa. Și la Bobâna la Dej, 19 km. Da, 100% pe aici nu am mai fost. Nu se pare nimic cunoscut, nu am niciun lapsus. Păi nou, traseul ăsta e foarte fain. Dar oricum, deci tot traseul ăsta, dacă luați de la nord de Cluj-Napoca spre Chinten și tot înainte, e foarte fain. Foarte, foarte fain. Mai ales că aveți și așa o combinație de zone însorite, zone și umbrite, dacă e vara și e cald, treceți pe sub copaci, prin păduri, vă și răcoriți, e perfect. Bine, nu-i perfect ca Stelvio Passul sau Grossglocknerul sau o tură cu motorul prin Mongolia sau prin Nepal, nu mă înțelegeți greșit, nu compar cu de alea, dar e perfect pentru o drumeție, o tură cu motorul în apropierea Clujului. Pentru o ieșeală lejeră în apropiere, cum s-ar spune. Făcut o pauză. Să-mi dau jos casca, că am luat o muscă în mufă sau albine sau nu știu ce naiba tare, că aveam viziera ridicată și am început să aud după aia ceva bâzit prin cască și m-am temut. Hai! Și m-am temut să nu fi rămas albina liberă prin cască.
chance de om, pisici. L-am tras pe dreapta și mi-am verificat un pic casca. Ce faci, mă, prapă, va? Cum e curva? Da, pare că nu am nimic avion cască, altceva în afară de capul meu. Deci, all good. Mai avem numai 2 km până la Pobâlna. Ah, uite, că am intrat în comună, acum trebuie să găsim și festivalul. Festivalul cred că e în sat. Păi, două unități teritoriale, una e comuna Pobâlna și alta e satul Pobâlna și îmi imaginez că festivalul e în sat. Nu am găsit ceva de genul coordonate exacte sau o adresă exactă pe posterul pe care l-am văzut cu festivalul. Numai pe evenimentul de Facebook scria pe sat Pobâlna. Dar găsim noi, nu cred că sunt tare multe. Uite ce deja se aglomerează. Oare aici să fie? Aici se poate probabil să fie. Aici e slujba. Sau nu? Uite acolo, Festivalul Plăcintelor, am văzut un afiș. Da, bun. Parcare! Stai așa, eu nu o să mă bag acolo. Hai să găsim undeva mai la asfalt. Putem să intrăm aici? Perfect! Așa, mai pe bolovan noi. Așa, perfect. Și am ajuns la Festivalul Plăcintelor. La război înapoi, la plăcinte înainte. Mamă, dar ce GoPro ai eu acum, văd. Felicitări. Să vedem, să ne lăsăm bagaje. A? Și am eu, te filmează. Asta e viața. Hai să ne dezechipăm. Să luăm aperpedes. Bun, am aterizat la Pobâlna și exact aici am găsit, este parcare, oameni care dirigează pentru parcări, pentru a, no, unde să-și lase oamenii mașinile. E foarte bine organizat, hai să vedem târgul și ce găsim pe aici. Să vedem. Jucării, Avon, ați văzut alte jucării, slash-uri, Tantea Cere 5 lei, Chiortoșcolaci. Și am mai văzut undeva, uite, și aici, în Chiortoșcola, aici, prețele ca în Cluj. Hai să găsim plăcintele. Dacă mai acolo e festivalul aici, e numai în treu. Dar pe acolo scrie, Festivalul Plăcintelor. Cine reziste 2 minute primește 200 de lei. Asta îmi zice și Iulia de câteva ori pe săptămână. O, dar ce bine arată plăcintele, le văd la cineva, îmi faci curie, dar nu pot să mă întorc să filmez. O, și ce coadă, ui! Îți mai este taraba acolo cu I tradiționale, cu I, yay, nu știu cum e, I, yay. Așa, și aici sunt 5 plăcintele, hai să vedem. Ce merge treaba, ce se întorc plăcintele? E muncă, suntem voluntari. Sunteți voluntari? Da. Asta e organizată de primăria de la Vodona. Vice, cele astea speciale, ce se întâmplă în tradutare. Și eu să zic, cântele... Roate făcut după o rețetă de la femei din sat, combinate mai multe rețete, în așa fel încât să fie făcute destul de bune. Rețete veche. Da, da. Mai multe rețete. Da.
Poate? În total... De ce? Poate. Nu, te mă duc eu acasă. Da. Și mai trebuie să-i dăm... 6 cu brânză. 6 cu brânză. Deci opțiunile de azi sunt în ordinea pe care nu o știu, dar trebuie să fie brânză, cartofi, varză și silvoiță. Habar n-am care frumos, dar vedem. Tu ce ți-ai luat? Brânză. A, numai brânză. Pustine la cură de slăbire. Ceea ce ar trebui să fac și eu, da. Aia cu poveste. Pe lângă faptul că avem o muzică extrem de bună aici, e printre CD-urile mele preferate cu MP3-uri ăsta, din bazar. Mă plăcite, sunt foarte bune. Nu mă-s plăcite, fac un pic în fierbinte și să o las mai moale cum arată. Dar prima cel puțin asta cu brânză pe care nu e trebuie super bună. Vedem și restul. A doua la rând e farsa. Pentru care sunt recunoscător că motocicletele nu au geamuri și nu sunt închis. O să fie foarte distractiv drumul înapoi spre casă, la mai ales cu mațele mele. A treia la rândei cu cartofi, dar asta sincer să fiu nu prea pe gustul meu. Mă doare sufletul să zic asta, dar nu prea pe gustul meu. Parcă o plăcintă umplută cu pireu. Ce coadă s-a făcut în spatele nostru. Băi, acolo, dacă vedeți pe cameră. Cred că am ajuns la timp. Festivalul Întoi. Vă faceți o idee, dacă vreți, și la anul ăsta a fost ediția a doua. Vă faceți o idee, dacă la anul vreți să veniți la ediția a treia. În lume ceva e foarte drăguț. Și mișto că au făcut multe parcări. Deci nu ar trebui să faceți griji despre parcări și văd că mai sunt ceva. Chestii de alea gonflabile, acolo, în spate. Da, acolo, în spate. Și mai sunt ceva tarabe aici, zonă pentru copii. Dar noi, asta-i. Mergem la motoare, am mâncat. Ne-am plăcintuit, plăcintăriți și... Da, mergem la motoare, ne echipăm și punem înapoi în direct. Adică nu înapoi, în direcția dejului. Poate să se întoarce pe drumul european. Spre casă. Hai. Și nu știu dacă cât și dacă vedeți voi acolo în îndepărtare, ăla de sus de acolo cred că e monumentul de la Bobâlna, monumentul răscoalei de la Bobâlna. Din ce am citit pe net, e cam lăsat în paragină și așa pare dacă ăla îi. No, păcat de el. Și petrecerea chermezii are loc aici în mijlocul satului vis-a-vis de biserică. Aici după toate mașinile astea parcate începe la 19 km de dej. Ne-am umplut de plăcinte, acum hai să văd dacă pot ieși. Că suntem cu botul un pic în vale. Hai, tati. Aș. Costin mână de fier, cum îi zic fetele în cartier. Și văd că mai sunt și aici un rând de... Și-au făcut aici local. Aha, am înțeles. Hashtag Bobâlna. Hashtag Bobâlna 2024. Sper că merge microfonul, sper că mă auziți cum trebuie. Că pentru astăzi cam asta a fost tura noastră. Noi de aici, de la Bobâlna, o luăm încet, încet spre Dej. Avem 19 km spre Dej, după care o să ne întoarcem pe drumul european. Care e destul de plictisitor, în afară de faptul că majoritatea mașinilor pe acolo încearcă să te omoare. Dar, dragii mei, cam asta a fost pentru noi pentru astăzi. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Vă mulțumesc foarte frumos dacă sunteți deja abonați. Și dacă nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare să lăsați și o abonare, să presniți butoanele like, share către prietenii voștri și poate chiar lăsați un comentariu să-mi spuneți dacă v-a atras atenția Festivalul Plăcintelor de la Băbârna și la anul 2025. O să vreți să veniți și voi aici să încercați o plăcintă sănătoasă de casă după rețetele locale din Bobâlna. Na, cam asta e. Ce să vă mai zic până data viitoare. Apă, paie și bătaie și asfalt uscat.